Bucurie pentru copiii de la grădinița Licurici din orașul Florești, unde s-a sărbătorit Toamna Aurie. Micuții au participat la primul lor, iar mă rog, la eveniment au fost invitați părinții, iar copiii au recitat poezii, au dansat și au cântat. Îmi place să cânt. Am cântat, am dansat și am participat într-un joc. Eu am învățat poezii Toamna Aurie și despre toamnă. Cel mai mult aici îmi place să învăț. Atât părinții cât și cadrele didactice spun că o asemenea sărbătoare este binevenită. În fiecare an, cu mare drag, sărbătorim Toamna Aurie, deoarece este o sărbătoare de suflet pentru toată lumea. Copiii, cu mare drag, cântă, recită, încing hore, părinții sunt foarte bucuroși că participă la așa eveniment. Sărbătorim Toamna de Aur, adică am doi copii, o fetiță și un băiețel, participă la diferite concursuri organizate de către grădinița. În cadrul sărbătorii a fost organizat și un iarmaroc. Și am băiețel chiar în grupa Gogoașa și suntem primele două săptămâni. Adică noi toate mamele suntem la început de târg și nu am știut cum. Consider că ne-am pregătit bine. Suntem mame gospodine, de exemplu am copt plăcințele, eu am copt coptura, poftim o mamă acolo, a copt tortul. Împreună cu părinții din grupă am organizat această măsuță. Aici avem mai multe bucate pregătite și de părinți. Sunt și altele din comerț. Este binevenit acest iarmaroc pentru că ne cunoaștem mai bine și cu părinții din grupă. Iarmarocul de astăzi este un târg cu prilej de organizare și de întâlnire a părinților ca să comunice între ei, ca să schimbe o vorbă bună. Tradițional este sărbătoarea toamnei, Toamna de Aur, care se petrece în fiecare an la grădinița noastră. Noi am decis să petrecem iarmaroc de caritate pentru necesitățile grădiniței. Anii precedenți noi am petrecut așa eveniment și am procurat costume naționale pentru copii la grădiniță. Grădinița Licurici din orașul Florești este frecventată de 330 de copii.